Ia, Cristina. Bună ziua, Anca. Iar Bună. microfonul închis. Da. Să facem o sesiune de curățare pentru ea, de Da. investigare. Da. Punctele să le discutăm pe parcursul sesiunii. Așa, poți să le citești acum. Da. Da. Cine m-a trimis în viața asta și comunică cu mine telepatic după ce m-am născut? Știu că mi-au luat memoriile. Eu nu am vrut să vin în viața asta. Am avut vise premonitorii în nopțile de Revelion. Cine m-a gândit la un vis? Ce se întâmplă în apartamentul din București, în care am locuit în copilărie și adolescență? Aveam multe coșmaruri cu entități, una venea și în fizic. Mi era frică să dorm singur în apartament. Curățare standard de contracte, entități și implanturi, trecerea prin canalul abundenței benefice, ieșirea din matrix și reconectarea cu sursa. Dacă există cauze ezoterice pentru următoarele probleme: frică, stres, insomnii, dureri de cap, Hashimoto, nas înfundat, nu pot să respir pe nas fără spray nazal, nu pot să-mi țin spatele drept de când am început să locuiesc în apartamentul de mai sus numit, infecție dese la ovarul drept, urechi, infecții urinare și blocaje în carieră. Dacă putem să ne uităm un pic la soțul Cristian, fiul Alexander și fiica Lorena. Unde se află sufletul bunicului meu Ion, pe care îl iubesc foarte mult? Este decedat din 2010. Dacă tatăl meu, Viorel, care s-a sinucis, a primit informații din sesiunea mamei. Planeta de proveniență, grad de conștientizare, vibrație și nume astral. Transmiterea informațiilor bunicii Adela, care trăiește, bunicilor decedați Ion, Ghiță, Maranda, verișoare Felicia, decedată la 30 de ani, și tuturor celor care mă cunosc. Și aș vrea să știu dacă sinele meu superior are să-mi transmită ceva. Bun, acum relaxează-te. Sus număr de la 7 la 1. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Și 1. Acum o să-ți număr de la 1 la 3 și o să te conectezi cu partea sufletească a Angrei. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă ai găsit-o, identifică și cere acordul. Da, am găsit-o, joacă imaginile așa, deci se vede o formă ca un ursuleț, așa, cum sunt ursuleții din pluș, peste ea ne-a băgat în partea din față. Da? Un ursuleț de iubire, așa spune. Partea sufletească m-am conectat cu ea. Am identificat-o, dar dorește, bineînțeles. Deci este sub formă unei fetițe, cu un păr drept, așa, Da. castaniu, copanglică, blu pe cap, are o rochițică albă și un brâu, un cordonel blu. Da. Iarăși nu văd partea de jos de la picioare. Sunt într-un fel de energie care parcă încearcă să o dizolve sau să o mănânce, așa îmi vine să spun. Da. Așa, și spune că de fapt asta este forma sufletului ei. Ca o fetiță, știi? Am întrebat-o dacă... I-a spus să lese ursulețul jos, știi? Da. Deci l-a înțeles și l-a așezat în față, știi? Ca și cum ar sta păpușile în fund. Da. Așa? Și s-a dat doi pași mai în spate. În momentul când l-a lăsat din brațe, ursulețul acela s-a înnegrit. Bun, să-l închid într-o bulă de lumină, să-l Acum o văd, izoleze. da, acum Da. o văd mai bine. Are un fel de medalion la gât, parcă e bentiță din aceea de catifea și pus pe glanda tiroidă. E un implant. E un implant de foarte negru și când te uiți în el, parcă e un portal de fum. Și acolo înăuntru parcă este o ființă cu barbă. O Da. hologramă, cel puțin este hologramă, a unei ființe cu barbă. Da, ți-a dat acordul? Da, a spus de mult. Bun. Așa, stai să mă mai uit la corpul Da. energetic. Un pic sus, jos, stânga, dreapta. Da. Așa. Văd o zonă mai întunecată ca un fel de pustă falsă, să spune.
De la brâu până la jumătatea pubisului. Așa. Chakra 2 are o bordură. Verzui, așa, verzui gălbuie. Este borduri de mantii de luale. Anulez. În fine. Și în spate este conectată cu o ființă care ar arăta ca un scafandru, care face mișcări parcă Da. chiar plutește. Și are picioarele un gălbui, așa. Parcă are un costum, da? Dar capul ființei nu este uman. Este umanoid. Adică parcă Da. se chinuie să vină aici să respire în mediul nostru, cum ar veni. Da. Da. Cam asta este tabloul general și bineînțeles că este conectată printr-un furtun de-a dreptul, Da. așa, dar parcă a încercat, a fost mai sus, se vede un fel de urmă de gaură, când într-o parte, când alta, acum este mai jos. Și foarte subțire, în rest, ca și cum ar arăta urmele găurilor, se scarpină în cap. Când arată, da? Deci corpul o fi, de așa cum are fața ei, care este Da. în astral, da. Cam asta este. Bun, să începem pe puncte, să vedem unele puncte. Bun. Să vedem primul punct. Cine m-a trimis în viața asta și comunică cu mine telepatic după ce m-am născut? Ia Știu că vela. mi-au luat memoriile. Ia Să vela, am vedem ce văzut. s-a întâmplat când i-au comunicat, da, atunci. L-am văzut de prima dată de când îmi citeai punctele, Da. nu eram Da. clar în hipnoză, acum îl văd mai clar. Deci entitatea cu care a comunicat și cu care, deci, a trimis-o pe Tera ca să fie glasul lui. Înțelegi? Da. Și a zis să nu-i fie frică când pleacă, pentru că moartea este o Da, că eliberare i-au și pregătit. Da. vine înapoi la ei, știi? Numai că partea sufletească avea propriile planuri. Și s-a trezit și le-a stricat treburile, da? Și de-aia i-a intrat hologramă în gât și are chestia aia. În fine, hai, mai departe și la urmă le facem curățare. Deci o văd Da. ținută zdravă de 3-4 ființe, se zbate ca și suflet. Și spun, nu vreau și de data asta, spune. Nu vreau și de data asta. Am blocat scena, că ne întoarcem la ea. Da. Și îl văd pe ăla sus, stând undeva, parcă pe altă planetă și dirijându-i pe ăștia care o termină la încarnare, oricum nu e în planul lui, încarnarea, știi? Deci, portal de Da. întrupare și rânjind. Așa, am blocat toată scena. Bun. Tot de le-ai avut vise premonitorii în nopțile de Revelion? Dacă nu a zis că o folosește de voce, plus că ea trebuia să ia legătura cu morții, trebuia să canalizeze morții, pentru că sunt multe voci care doresc să fie auzite, știi, prin conexiunea asta și pare să că n-a primit, nu a evoluat programul ăsta care l-a primit în ea, înțelegi? Îl văd înconjurat de celelalte părți ca o parte atașată, da? Ca un fel de ființă care are o bulă, așa, un ochi și un fel de strâns aici la gât și în rest are niște șiraguri, niște șuvițe de zdrențe de energie. Și sinele, deci, a venit lângă ea, a dat Da. din cap, știi, și a smuls ființa, a luat-o de gât, știi? Adică i-ar fi spus acum minții fizice, că zice, văd că ești gata să o eliminăm, să terminăm cu ea, știi? Și a bușit-o de pământ. Este practic un program, un set de program, o Da. formă gând, da? Are un fel de maică în văluri, acum se vede mai bine, știi? Dar nu are corp energetic, nu are decât partea de sus, propriu zis. Da. Bun. Cine mă gândila în vis? Nu sunt neapărat ființe răuvoitoare, sunt ca niște pitici ai locului unde era, înțelegi? Și vreau să-i atrag atenția sau vreau să se asigure
că ea nu se trezește, știi? De aia tot a ținut mintea perceput. Oricum are o conexiune bună cu sinele. Acum este și mai bună după aceea. Da. Elimina programul pentru că pare să că mintea logică se opunea, da? Dar mintea logică de când ea s-a trezit a încercat să mai fie parte efectoare, da? Da. Are o altă parte, partea de adult, îmi spune sinele, care este foarte bine conectată la mintea adevărată, cea subliminală. De aia înțelege și percepe lucruri. Da. Ce se întâmpla în apartamentul din București în care am locuit în copilărie și adolescență? Aveam multe coșmari cu entități, una venea și în fizic. Îmi era frică să dorm singură în apartament. Deci, în primul rând, ceea ce era entitate, era entitate. Într-adevăr, erau descărnații care încercau să desfunde canalele. Deci văd că îi umblau pe la gât, pe la corzile vocale. Când da. dormea, înțeles, și pe la tiroidă, da? Da. Și dacă ea s-a opus, i-au instalat implant. Deci este ca și cum încercau, deci descărnații, încercau să vadă care s-ar potrivi, știi? Ca voci, să da. fie intermediar de comunicare. Oricum, comunicarea cu asta, dacă urma acel program, deci o ducea la conexiunea cu tot felul de entități. Și nu numai din, în primul rând, o ducea la o conexiune cu Zeta, reticulul pe care o are deja, așa, o ducea la comunicări siriusiene de la da. ăla. Așa, și după aia și în alte planuri. Ca și cum ar fi devenit ca un emițător de unde radio. Odată cu asta, da? Deci n-a primit programul, nu s-a dezvoltat, i-au pus implantul. De asta o speriau. Ca să o determine să lese programul să crească, să se dezvolte, să poată fi folosit prin ea. Și în momentul când s-a opus și simțea și s-a opus, i-au băgat implantul, da? Are un implant acolo eteric, este ca o bucățică, cum e semnul de la microfon pe internet, numai că e făcut dintr-o plăsuță și are niște nervuri, așa, niște, ca o măciucuță de floare din aia de da. mătrăgul arată, miniatură, da? Mai văd, ursulețul s-a transformat în porc. Parcă e o ființă porc, așa, la față. Da. Un umanoid și stăbos umflat, e slab negru în pielea goală. Așa? Da. Și parcă are un ochi desprins, așa, căzut într-o parte. Ca și cum s-ar descompune. Nu mai poate să țină o formă energetică, pentru că ea îl ținea în brațe prin energia ei, da? Această conexiune s-a făcut în copilărie când i-au văzut o păpușă, o jucărie, știi? Și a dorit-o foarte mult și nu i-a fost cumpărată, da? Și atunci a considerat de cuvință să facă, să-și construiască, pentru că știa cum să facă, lumea energetică. Să aibă aici, da, în lumea energetică, da? Și ei au stabilit restul. Deci au pus în forma energetică, da, un fel de cale de comunicare, au conectat microfonul de la gât la această cale de comunicare și pentru că ea o ținea cu iubire în brațe, o stimula, cu energia ei au fost tot felul de conexiuni interesante pe acolo. Să continuăm pe puncte. Îl văd pe bunicul. Da. Deci, parcă doarme într-un loc. Da. Este o stație care, cred că face o călătorie foarte lungă. Vine 100 și ceva de ani terestre a venit. Și deci îl văd închis într-un corp gri, pare plasticat, parcă ar fi criogenat acel corp, da? Deci l-au păcălit să intre aici pentru că chipurile se duc să fondeze o lume nouă, dar locul unde se duc, care e o lume cu sus în jos, asta e interesant, da. Și are un fel de stadion mare, așa, cu ziduri,
albe, pe ea acolo îi duce. Iar ei sunt ca boabele de mazăre, atât de mulți sunt acolo. Parcă așteaptă o preselecție, da? Și văd niște suflete care ies din burta unor reptilieni sau a unor monștri din aceea, cu monștri aia, Frankenstein, aia, umezi, așa că le oși la piele. Deci ies sufletele prin ombelic, acele ființe, parcă ar scoate capul energetic afară. Iar unii se luptă să iasă de tot, nu vor să stea în acele corpuri, știi? Să-i dea informația și lui. I-a dat, da. Deci, în momentul când a ajuns, s-a ajuns la cum stă în acel corp la tălpi, așa a ajuns, că nu s-a putut altfel. Sunt niște bariere de protecție energetică și când a dat să intre înăuntru, parte din informație a ieșit afară, au blocat-o. Și acum am mușină informația să intre, știi, căutăm breșe. Și am găsit o breșă la inima energetică. Aici nu pot ei opri. Da. Moment. Să continuăm pe puncte. Da. Dacă există cauze ezoterice pentru următoarele probleme: frică, stres, insomnii, Da. dureri de cap, Hashimoto, nas înfundat, nu pot să respir pe nas fără spray nazal. Nu pot să-mi țin spatele drepte când am început să locuiesc în apartamentul de mai sus. Să vedem până aici. Deci, în momentul când s-o luăm pe rând, da? Da? Deci, Frică, stres și insomnii. durerile de cap le avea în momentul când ei mutau fluidul, fluxul, Da? țeava, Da? care era conectată cu care este încă, conectată de, îmi vine să zic, marțian, așa arată, așa. Și, deci, îi mutau conexiunea, pentru că ea regenera cu sinele, înțelegi? Deci împingea afară înșurubarea tubului energetic și de asta simțea și până în fizic, somatiza aceste chestii, da? Așa. Da. Mai departe, zi. Celelalte. Deci, Hashimoto, nas înfundat. da, este un implant lung care curge deci din plasa aceea ca un fir care trece prin toate. Iar aici la sinușuri are o bilă de înfundare. Pentru că, na, vede și se reconectează, da? Dacă vede. Nu pot să-mi țin spatele drept de când am început să locuiesc în apartamentul mai sus numit. Da, o puneau să transporte cu ghiozdanul Da? energetic niște capuri, niște descărnați. Ca și cum, deci ei turnau oricum dezastru ce în portalul ăla, da? În Da? apartament. Deci se deschid în permanență portaluri acolo. Ele circulă ca ele acasă. Și puneau un fel de ghiozdănel când ieșea afară, ei ducea Da. afară cum ar veni, da? Îi trecea de niște bariere energetice peste care putea numai ea să-i treacă. Da, infecție dese la ovarul drept, urechi și infecții urinare. Acum îi zic să-și dea fustița jos, să ne ducem la ovar întâi, pentru că acolo este un construct, da? Da. Un construct ca și cum ar fi astupat în partea de sus, i-ar fi luat acea bucată, înțelegi? Și pus Da. un fel de construct ca un fagure, cu margini bordeaux și mov. Așa arată și deci văd că bucata aia de fagure, deci prin acest implant, când are ovulație, îi introduc un ovul de eliminare, știi, prin ciclul menstrual, ca un plastic și, de fapt, pe aici sunt recoltate. Desașează.
Dar nu vine, este o căsuță cu 6 compartimente, până când nu se umplu cele 6, deci la fiecare 6 luni este recoltată această chestie. Și normal că corpul îi spune, sinele spune prin corp, tu vezi că ai ceva acolo, ai un implant, Da. topește-le, elimină-l, că este un implant energetic, nu este implant fizic, da? Blocaj în carieră. Pentru că nu și acceptă adevăratul potențial și nu are puncte karmice, știi, Da. de rezolvat. Are o anumită conduită, da? Și ne-a mai spus, hai spune. Nu trecem la alt punct. Dacă putem să ne uităm un pic la soțul Cristian, fiul Alexander și fiica Lorena. Deci Cristian are un fel de melc energetic în partea lui stângă, așa ca o clemă în care Da? adună niște energii. Și se văd și un fel de doi ochi sclipind acolo. O conexiunea cu ființa asta îi creează câteodată niște stări de mânie, să spunem, Da? inexplicabile și pentru el însuși. Da. Așa, în zona genitală se vede înăuntru, Da. ca și cum are un capăt de morcov tăiat cu frunzele de rigoare, dar mici, sunt mai peri. Așa, un astfel de implantare. El le localizează acum ca parte sufletească. Așa și mai departe. Fiul Alexander. Deci are o peliculă începând din creștetul capului până în tălpi, cu niște coduri pe ea, parcă aparține de undeva, este a unor ființe, da? Și le văd, sunt niște ființe care au un fel de cap triunghiular, dar de aici, de la gât în jos, au niște veșminte albe și gâturi și sân de femeie, cum ar fi. Sunt 4 la număr și sunt așa de mari că par îndoite. Stau aduse de spate. Ce fac? Bun, fica Lorena. Lorena are frici. Da. Are 2 discuri. Unul în partea dreaptă, parcă i-ar secționa ficatul în două. 2 discuri de energie și unul în partea stângă. Și cum sunt discurile alea între ele paralele, așa, se creează fluxuri de comunicație, parcă ar fi niște puncte anume și îi schimbă stările emoționale. Dar poarta de intrare sunt fricile, da? Bine că tot sunt în legătură cu ființe religioase. Și Anca are, pentru că a avut contracte, da? Da. Deci există, sunt legăturile rupte, are și ea bandă ca și băiatul, șarpe energetic și n-ai văzut că unde are băgată hologramă înăuntru? Da. Bun. Am văzut unde se află bunicul Ion. Da? Da? Dacă tatăl meu, Viorel, care s-a sinucis, a primit informația din sesiunea mamei. Și pe el și atunci l-am văzut și acum îl văd iar. Este prins într-o plasă, parcă din filmele alea, când entitățile captau oameni cu tot cu suflet, cu tot cu corp și le țineau niște plase așa și legați de undeva, știi, în plase de sfoară cu ochiul mare așa, pumnul. Și este atârnat cumva cu picioarele în sus. Are iluzia că are același corp ca și în viață și stă așa. Da. L-au luat ele pentru că a dat să conștientizeze. Și mai dăm informații. Da. A venit o... Uu, ce urâtă! Puh. Ce? O ceva care țipă, am blocat-o imediat. Deci, un fel de ființă. Asta s-a Da. uitat și după a început să țipe. Și când a deschis gura să țipe, avea niște dinți ascuțiți ca acele. Eu ce nu știu la culoare, ar fi feminoidă. Ar Da? fi.
Da. Ce fel de ființă este? O urlătoare este. Este o femelă zeta. Așa arată. Cum arătau femelele zeta de pe vremuri, de atunci e conexiune. Și spune să nu umble acolo. Da, asta e urlat. Bun, să începem. Atunci să vedem puncte, să vedem, să luăm conexiunile. Așa. A primit informații și Da. nu. Până să le primească, a venit urlătoare asta și l-a luat și l-a adus aici. Și eu îi dau Da. informații iarăși. Adică îi dau prin Da. ea. Venit. Da. Ei au conexiune, da? Și la bunic, iar bunicul să știi că se folosesc de el, de iubirea ei. Ai văzut că zici pe care îl iubesc foarte mult, nu zice pe care l-am iubit, da? Deci Da. menține conexiunea bună. Bine, este de iubire, dar Da. bunicul fiind prins, deci energia iubirii nu se duce în altă parte. Deci trebuie să tai toate legăturile cu toate aceste ființe, pentru că o papa energetică. Bun. Să începem. Deci a depistat Da. majoritatea Da. problemelor, am depistat prin Da. întrebări. Da. Practic să ceară să vină în fața ei toate Da. ființele care sunt implicate în acest joc, da? Toate cu care a avut sau are contracte, toate care Da. au s-au conectat cu ea și au pus implanturi. Și apare așa, în primul rând vine un înger cu un șarpe mort în mână. E mort, e dus, e leșinat. Așa. Da. Umanoidul acela s-a pus în fața ei. Dar parcă e un manechin desumflat, atârnă. Și el, așa, a venit o ființă Horus. Horus era din acela cu... Întâi a avut un cap ca de șarpe și apoi s-a deschis și a ieșit un fel de pasăre. Iar aici, la spate, pe umeri, are un fel de țepi. Cum sunt chestiile alea de la meduze, de la cotrăvuri în ele, așa îmi face impresia. Și are trunchiul foarte lung de la jumate în sus. Iar în jos are niște picioare subțirele, așa umane, care se termină prin copite. Deci l-a blocat, l-a închis Da. într-un de lumină. Da. Ce a mai venit? Un fel de pisică. Da. Pisică se spun. Nu. În fine, un animal care are maroniu tot a ursulei seamănă acolo. Ceva cu blăniță în orice caz. Și are o lungă de blană. A venit un Isus, o hologramă de Isus, așa zburând cu pieptul în față, așa și cu pletele, așa. Da. Este o formă de Isus ebraic, aramaic, nu din ăla cu ochi albaștri, e din programul Beta, Da. așa. Deci este o conexiune dintr-o altă viață, practic, care nu s-a manifestat, pentru că s-a manifestat el cu Da. șarpele, dar exista că practic îi cheamă pe toți acum, știi? Mare Da. respect, nu-i cheamă pe toți în toate ființele. Nu mai încarcă aici. Așa. Da. Și deci este acel urs, umanoidul care o face pe mortul, șarpele o face pe... Toți au murit, brusc. De Toți au ce? murit. În momentul când îi pune clopote de lumină, brusc mor, toți sunt morți, mai să vii. De unde se manifestau înainte, da? Și nelipsita Tantimantida, anul om de greu. Deci, Mantida se numește doctorul Foleu, cu W, Foleu. Da. Sau putem să o numim Mantida Q, mare de tipar. De ce? Așa se credea foarte prețioasă, da? Văd că înainte de a veni, a venit dintr-un fel de laborator
unde avea exade de astea de asta. Da. Și m-a speriat. Bun, Ce să s-a? spune. Nu știu, de la 3 la 1. Acum te reconectezi. 3, 2 și 1 și reconectează-te. Bun, să vedem prima conexiune cu carnare aici, că trebuia să fie vocea lui așa. Da. Cum s-a potrivit conexiunea asta? Cu cine? Cu Iacveu? Da. Ehe, A de ce? fost de câte Da. vieți are Păi conexiunea a asta? stat un pic la ei pe acolo. Da. A fost într-o somă de îngeroaie la un moment dat. Da. Înțelegi? Și a zis că nu-i convine să stea fix, să nu mai evolueze și atunci i-au dezghețat sufletul. Dar nu da Da. dezghețat pe toți, că o parte este acolo închis. Este partea cu, nu știu, lipsește ceva. Deci sunt conștientă, merg bine și asta, dar nu pot să mă retrag. Este de asta ei, prin partea aia, deci văd că este închis într-un construct, parcă este o statuietă catolică, așa arată, dar lungită, parcă este din bronz, așa la față, foarte strălucitoare, și ei acum o umflă ca foalele, să-i creeze, știi, neîncredere, eventual atacuri de panică, ei acolo vreau să meargă, dar nu prea le-a mers. Deci a conștientizat și se duce și scoate ca o conexiune dintr-un perete de piatră. A deschis o poartă foarte complicată cu un sistem de șuruburi care, ale cărui cap de șurub, deci trebuiau așezate, apăsate într-un anume fel de știe codurile de aici. Și își retrage. Își purifică și retrage o bucată de suflet. Dar cum s-a conectat la ei prima dată? A avut și soama la ei. Au Unde s-a fost dus la ei? salvați Da. dintr-un dezastru planetar. Da, salvații cam o Da, spus. văd o planetă pe care s-a emis o armă de ucidere în masă cu o energie atât de nimicitoare, încât unii se transformă pe loc în nimica. Deci le dezintegrează instantaneu tot. Și vine în salvare așa alți? Da. Și ce le promit? Să asculte de ei că o vor scoate din asta. Ia acum a conștientizat ce a înțeles. Mai vrea? La spaima și la nivelul pe care îl avea atunci și ea și Da. alte suflete, parcă plutesc în derivă, deci li s-au dezintegrat corpurile, dar raza aceea a morții era mai mult decât asta. Adică urma să dezintegreze, parcă să împrăște fotoni din matricea lor. Dar multe suflete au reușit să se Să se ridice, să ridice, plece, da. da. Și au fost prinși de ala. Bun, ea conștientizând acest lucru și văzând adevărat ce s-a întâmplat. Ce este? Fiindcă a permis, a Da. venit umanoidul și a băgat un fel de tijă de metal prin spate, prin dreptul plămânilor și a ieșit pe aici și acea tijă era ca un microfon, ca un pătrat care avea niște simboluri și un Da. microfon, a ieșit un fum de acolo, din tijă. Să-l I-a spus, blocheze. da, să-i țină blocați, nu se le dea voie să se plimbe. Degeaba i-a pus. Deci asta este ceea ce se lega de comunicare, înțelegi? Și
Deci ea are convingerea că comunică cu, are un program de autoconvingere că comunicarea asta e bună. Este un fel de, deci au băgat virusul, programul ăla și un antivirus, da? Și în momentul când, deci avea o legătură între ele, aceste două programe, în momentul când îl extragea pe unul, celălalt își schimba polaritatea și devenea tot virus din antivirus, da? Adică virusa el însuși. Și asta s-a întâmplat. De asta a permis. Acum a ieșit și Nortonul la afară. Și programul de antivirus l-a scos, da? Bun. Să anuleze și dacă a conștientizat, să mergem la un moment înainte de a-i prinde, de a-i salva acest ființe și eu zic că nu vrea să meargă cu ei, vrea să Da. facă înțelegerea. Da. Să revenim aici acum, Da. să vedem dacă mai are conexiune cu acel înger cu șarpele mort, Da. care era pe viața asta, mai are conexiune cu el. Da. Cum s-a făcut această conexiune? Programele care i-au fost transmise de la naștere, programele Da. la momentul când și-a format corpul fizic, parcă schema pe care o urmărea, programul în sine era virusat. Să facă loc la fericelele care o legau de înger, da? Numai că pe dinăuntru corpului energetic, acum, aceste fire sarse, ca și cum a luat tablou foc, știi? Dar conexiunea este reprezentată de înțelegere, de programul în sine, pentru că sunt ghizii care ar fi ajutat-o, inclusiv ăla care este Siriusian de-a lui Iacve, așa, Da. mortăciunea aia, știi, care a băgat țeava, Da. deci toate se leagă între ele, da? Și de comunicarea asta. Ea poate să comunice, deci are Da. capacitatea asta, asta născută, are un ADN a căror secvențe se aliniază cumva și deschid portaluri de comunicare de lume foarte înalte. Deci poate să comunice, Da. dar deocamdată sinele îi dă sfatul, nu o fac încă, până nu se vindecă complet și până nu înțelege complet, da? Și apoi zice că, deci asta e mai degrabă prin imagini, prin sugestii se face, nu se face verbal, da? Ar trebui prima dată când îți comunicările astea să ne întrebăm de ce ar vrea cineva să o comunice verbal, da? Dacă informația lor, a lumilor superioare, să spunem, este toată codată și trebuie să ajungă la nivel subliminal, de ce se folosește limbaj verbal? Dacă are contractul cu acest înger, să scoată în primul rând toate programele și Da. toate implanturile, toate firele, tot ce a rămas, Da. și să le ardă pe toate, Da. să le ceară contractele pe viața aceasta Da. îngerului și acea hologramă care era pe altă viață. Da. Le ceară tot și să ardă. Da. Și umanoidului. Da. Cel care este în conexiune cu corpul, se ceară și Dar lui tot. el e un intermediar numai, deci este prevăzut ca și cum ar fi un punct din contract, nu este nimic separat cu el. Culmea că pe acel umanoid îl știe de mult, da? Este primul care i-a venit în cale atunci, când se pierdea ca suflet, să spunem, în explozia planetelor. Amaranaria se numea Da. planeta. Da. Și era din sistemul dublu solar Phoebus, Phoebus. Da. Din constelația spune alăturată era Cimini. Toate distruse. Da. Era atunci un nor frumos, da, un supercloud, se numea Noelus.
Ei au cerut comunicatori să lucreze în slujba lor și în momentul când n-au primit răspunsul de rigoare, au atacat lumile de jos. Iar acum s-au ridicat, deci au de la nivelul 6 în sus. Nu mai este un fel de lume intermediară 4 și 5 pentru Da. sufletele care sunt primite înapoi, știi, ies din încarnare. Să continuăm. Dacă nu mai are contact cu aceste ființe, Da. să le trimit aceste ființe de aici. Da. Dacă și ursulețul acela, dacă mai are conexiuni cu el, că tot de la conexiunea asta centrală era. Da. Sau dacă a lăsat amprente energetice pe el, dacă a lăsat tot ce să șteargă. Da. Să mergem la acea ființă Zeta, acea Da. fi Zeta feminină, să vedem cum s-a conectat cu ea. Da. În ce context? Deci văd, nu știu, zetanii, deci sunt niște capete conducători, aici mai erau încă un fel de ea și ele, nu erau încă unisex, deci este un timp ancestral și deci zetanii în sine pe care îi vizitează, le extrag lor un minereu care le trebuie la niște motoare cu propulsie. Un mineral foarte portocaliu. Se numește almadiu. Nu este, nu există pe Terra. Da. Are masa 146, spune. Adică este în partea aceea a elementelor unde nu se vede, știi? Pentru că tabloul lui Mendeleev se știe. Noi, deci nouă, ni s-a dezvoltat numai partea de elemente care sunt pe Terra. Dar el, de fapt, Da. este o sferă, da? Și sunt elemente de jur împrejur. Da. Dacă mai vrea să rămână în conexiune cu această ființă, Nu dacă numai nu că se... nu vrea să rămână Da. în conexiune, dar dacă așa i-ar da și una la această ființă, înțelegi? Se ceară contractele, se ceară tot. Da, încearcă să-i dea niște formațiuni, că zice că sunt contractele, ca și cum ar ține un mănunchi de frunze și acolo sunt niște plante așa care parcă au degete multe, știi, frunze și parcă marginea aceea ar fi imprimat cu o semnătură energetică otrăvitoare. Deci, pur și simplu, contractele sunt infestate, otrăvite. Să Deci, de facă un aceea filtru de lumină și să vină curate ei. le-a înfipt așa într-un recipient și Da? acum le verifică. Lipsesc foarte multe. Lipsesc copii, lipsesc foi dinăuntru, dintre copii, din foile dinăuntru, lipsesc două rânduri de la început, de la cotor, lipsesc foarte multe, le-a adus incomplete și otrăvite, da? Deschide un portal de lumină să o facă mică pe această ființă, să o țin așa de un Da, să plouă cu picioroș. lumină. Nu să plouă cu lumină. Așa, să fie ca becul deasupra, sigur că da. Dar s-au tuflit toate, s-au lăsat în genunchi pe vine. Nu numai ea, chiar dacă portal deschis undeva spre ea, știi? Toate ființele astea s-au pus pe vine și în Să genunchi. deie toate contractele atunci, dacă tot așa. Să deie toate contractele. Văd Să că facă un foc mare să le ardă. le curgă suluri, un fel ca niște urne, cum sunt Da. urnele de deces pe la japonezi. Așa. Tot fel de chestii, știi? Nu numai contractele dau ăștia, dar dau și ADN-ul. Ia uite ce metodă bună. Aduc ADN-ul de prin timp, de prin spații, de Se prin aducă locuri, tot, da. toate. S-a făcut o grămadă mare, cu parcă e bâlci de vechituri. Așa s-a făcut-o, cu niște părți dintr-o armură.
pe care le puseseră în nu știu ce viață la începutul contractului, reptilele, Aslan aduce ouăle și le aruncă în foc și zice, na, spune, acum am să iar și pe cei vii. Știi, adică hibrizii, da? Patru sunt. Da. Patru arătări, patru mormoloți sunt verzi albăstruri ca spiritul și au un fel de vintre albe prin ei scârbură. Mi-a spus că ea își retrage tot ce Da, aparține. să-și retragă tot. A mutat portalul, a mutat veioza un pic mai Da, încolo. să o facă mai mare un pic. Pentru toată lumea. Avem pentru toată lumea. A început să sfârâie pe aici treburile. Se termină contractele mai repede. Gata, au venit toate. Dar nu sunt cotoarele de la Manteda, da? Îi Se lipsesc deschide robinetul subpuncte. mai Așa. tare pe ea. Oh, i-a adus un fel de corp de regină din Egipt, l-a pus pe foc, da? Ceva care țineau ei pitit. Știi, de țineau firișor sufletesc. Câțiva fotoni acolo. Un corp negru ca de omidă, așa, ca un fel de costum spațial. Toate le aruncă în foc. Fel de pantofi, parcă s-a luat vrăjitoarea din vrăjitorul din Oz. Tot. Dacă a terminat și toate, contractele tot, dacă au adus toate ființele, Da. se arde tot. Bun, se deschide un portal dacă vor vreunele dintre aceste ființe să meargă în lumină. Nu. Nimeni? Nu mai deci a venit altceva care nici nu făcea parte din program, Da? s-a aruncat în lumină, un fel de reptil omuscoid cu niște oibeliți așa, anulează. Și Nu merge s-a nimeni după tărât. el din ăștia. Nu, își lasă, uită ca pe de printre ochi, așa se uită. Nu vrea. O pasăre din capul Da. faraonului, pasărea s-a aruncat. Și-a făcut ciocul roșu, a zis cla, cla și s-a aruncat. Acum domnul faraon stă tot așa cărăcănat și a dezvoltat un fel de coadă, așa puternică în care se sprijină. I s-au îndoit labele ca la leu, așa, și i-a ieșit un alt fel de cap, de leu, afară, știi? Deci sunt mai multe ființe acolo. În Horusul acela. Nu numai Horusul. Era Raul și mai sunt. Bun, dacă a terminat contractul și conexiunea cu aceste ființe, să le deschidă un portal, să le ducă pe toate pe stea moartă. Șarpele a plecat, șarpele. S-a aruncat cu coada, așa ca și cum ar. Șarpele care o făcea pe mortul. Da, s-a dus pe furiș. A tăcut și a făcut, știi? Și când a ajuns acolo, din partea stângă au venit noduri de șerpi. Au venit iarăși. Câlți, așa Foarte cum stau bine, ei, da? familii îngrămădiți. Toți verzui. Mantida face. Adică că toți pleacă, știi? Adică sunt proști. Înțelegi? Să le Ei deschidă un portal la ce a rămas pe... deșteaptă, Da. da. Pe o stea moartă să înghesuie pe toți acolo. Să se Da, rezolve pe ei. deversează, da. Bun, să curățăm locul de nanoboss dacă a rămas de orice. Da. Bun, uite-te-le și spunem dacă mai are altceva. Nu. Să începem curățarea atunci. Da. Da? Bun, să meargă în matricea originară, să reconecteze cu matricea originară, să scrieze morfonul pe viața aceasta. Da. Cum arată ea ca ființă? Cum arată matricea ei? Deci este parcă are o blană de energie pe spate, că altfel nu pot să spun, da? Sunt niște ființe mari, frumoase, dar Da. toată partea asta cu fața albă nu au păr cum avem noi sau păr în astral, ci au un fel de sistem ca o perie cu țep când o îndoi și se curbează, are cili mulți, cum sunt florile alea așa cu țepeluș, așa.
Plin de energie, energie. Deci energia de la bază este rozalie, așa, energia sporului, a firului în sine este un portocaliu viu, iar capetele acelea sunt multicolore. Așa arătau ei ca ființe, deși erau umanoizi, aveau chestia asta pe spate, da? Iar picioarele lor erau albastre. Deci bănuiesc că și restul pielii, da, m-am uitat și la gât. Albastre, da. Bun, dacă și-a făcut morfonul pe viața aceasta, să verificăm dacă are butonul de ieșire din Matrix automat și scrisoarea de intenție să deconecteze cu mama tare la plecare. Da, are. Bun. Acum să revenim aici acum și să fac conexiunea cu supraconștientul colectiv. Da. Să ceară acces și să reverseze acolo toate emoțiile blocate ca informație. Da. Să merg acum la liniile genetice, să vedem dacă are rămase linii genetice false. Da. Să le cauterizeze, să le ardă. Da. Și pe cea originară să o ia, să o lege în sursă. Să meargă și ea la vindecare, curățare, energizare. Da. Să se transmită în toate structurile și în toate formele de manifestare această lumină. Da. Acum, să revenim aici acum și să-și facă împământarea. Da. Să reconecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și spiritul necontaminat al apelor. Da. Să scurece chakrele, să le deblocheze pe cele blocate. Da, și să lese toate rezidurile, Da, toate să se scurgă programele tot. nebenefice, autoblocante, autodestructive, să se scurgă pe aici, da. Și din jurul ei, unde stă de acolo, din casă, de peste tot, să închidă Da, portalul, și să facă și închidă. torul de lumină. Așa, da, este gata. A fost problemă la chakra a 2. Am zis de la început și 3 era cam căpăcită. 4 era cam verde, negrită, prin conexiune. Deci, spunem din nou că nu există implanturi și nimic. Inclusiv eu, implantul de aici la totul a scos. Trebuie să expediem entitățile. Nu le-am expediat. Zac acolo, știi? Nu a plecat în... N-a terminat de construit portalul peste moartea și rece, că am trecut la altceva. Și sunt încă Bun. acolo părțile lor, cum ar veni. Să deschidă portalul și să le trimită tot ce a rămas. Da, s-au făcut ca niște prune, vinete. Așa De arăta. ce? Da, fructite. Da. Pentru că a rămas deschis și becul către lumină, portalul. Păi Știi? Să aleagă, poate vor să ducă în lumină de asta. Nu, s-au mai repezit de altceva. Ca și cum ar fi prin apropiere, au primit prin sistemul lor informațional și vin și se aruncă cât este deschis, da? Da, îți dăm sfoară în țară că se pot deschide în permanență. Și ca și cum ar fi zis, deschide și mie un portal. Și foarte multe ființe ca niște licurici am văzut, plecând în lumină, așa frumoase. Niște esențule mici, așa, care stăteau prin libelule, prin... Am văzut foarte multe. Gata, este gata acolo lucru. Da, Ne expedia toate întoarcem aici, ființele, n-a da, rămas da. nimic. Nu. Bun, să recurățăm locul acolo. Să taie toate legăturile Da. cu toate ființele care frânează evoluția și viața, da? Mai dăm încă o dată informația tuturor părților sufletești la care a dori să ne uităm, da? Așa. Ceea ce Da. văd pozitiv este că bunicul undeva stă drept, Da. înțelegi? Este modificat ca formă. Are un fel Da. de coarne, așa, un cachi verzoi albăstrui. Parcă e într-un corp energetic fals, da. Încornorat și deci stă în fața unui foc, a unui portal. Se gândește că să intre sau nu, știi? Se gândește. Bun, se transmite și informațiile bunicii Adela, care trăiește.
să facă pachete de informații bunicilor decedați, Ion și Ghiță, Maranda, verișoara, Parcă să stai da, așa. da, Deci la bunică, deci are o perdea de... A pus repede, știi cum da. montezi perdele când te grăbești pe cleme? Repede au pus o perdea și pe unde venea pachetul cu informații. Se vede loaie. Se deja le trimite pe linia de suflet informația să nu poate fi. Bun. Verișoare Felicia, decedată la 30, la 30 de ani și tuturor celor care i-a cunoscut. Verișoara Felicia, Da. o văd de frumoasă ca o zână, dar are o rană în piept. Deci inima energetică și parcă pe sân. Are răni frumoase așa, într-un ochi portocalii, parcă e o femeie din anii, de un păr castaniu moales, așa până la nivelul obrazului, trăsături frumoase. La față și bucle așa, cum erau prin anii 40-50, 60 poate. Acea tunsoare, Bob. Se transmite și informația. Bun. Să revenim aici și acum. Dacă a terminat curățarea zidurilor, dacă este gata pământarea și a curățat ceacrele, Da. să ne uităm un pic la părțile ei, dacă mai are părți atașate. Să chemăm sinele ei divin să lucreze cu Nu vrea părțile. să umplă, vrea să facă singur treaba. Bun. Așa Bine. și preciza, da? Mai degrabă mă uitam la băiat că scoate o Da. plasă mare, este foarte legat karmic genetic de ea, liniile genetice. A ieșile sunt cauterizate, Da. dar a Să-i lui dea când și lui informația. a spus de linii genetice, s-a aprins aici ca un rom maro în frunte și la sos și la el, da? Ca și cum n-ar fi legat numai la nivel de ADN eteric, ci ar fi legat și la nivel mental. Cumva avea niște programe, niște coduri speciale și deci băiatul s-a rupt de conexiunea din tată și a scos o plasă și a ars-o, da? Ia să se ducă toți în canal de abundență benefică până unde pot ajunge, cum ar veni. Fata se duce ghemuită, stă în fund și ghemuită. Își cocoloșește fricile. Acolo este o traumă la copilul interior. Se vede clar. Copilul interior ține toate în brațe. I-am dat informația la sinele ei. Gata, au venit. Să se deconecteze între ei, pentru Da. că se infestează unii pe alții prin ceea ce au asupra lor Da. și să refacă legăturile pe bază de lumină și iubire pură, da? Deci, uite, cu băiatul avea conexiuni mai în cap. Era Da. foarte subțire firul spre inimă, cum ar veni. Bun. Dacă mai vrea sinele superior să-i transmită ceva părții fizice. Nu. Stai un pic, m-a Da. întrebat ceva și Da. i-am spus eu nu. Da. Așa. Mi-a zis când se gândește la ceilalți să se gândească direct cu capul, știi? Da. Și a spus, nu, gândește-te cu inima și pui filtre. Canal protejat, da? Așa. Spune ce ai spus din nou. Dacă vrea sinele superior să-i transmită ceva părții fizice. Au încredere de acum încolo în vocea interioară. Pentru că când o aude acolo, înăuntru lei, în inima ei, să se testeze practic, că este vocea ei, dacă nu, dacă mai dezvoltă programe de neîncredere, partea mintea, înțelegi, partea de minte logică, dar să aibă încredere pentru că de acum încolo conexiunile sunt refăcute, da? Și poate să facă ceea ce are de făcut. Adică ar ajuta multe ființe, să știi, ar ajuta. Prin această reconectare, această reconexiune. Bun. Dacă este gata și a curățat și locul acolo unde este casa, Da.
Să-și deschidă un portal, se întoarcă în corpul fizic, lin. Da. Bun.